vecinii tăți sunt elevii. Președintele raionului, tot a fost elevul meu. Primarul, Vicu, noi zicem Vicu eu. Da, Vicu, Bodorin, tot a fost elevul meu. Mai în scurt, eram dragii mei, văzută și pețuită, trece lumea pe drum și... Bună ziua, Vera Timofeina, ce mai faceți? Da, nu mă întreabă nimeni, ai mâncat azi, oare n-ai mâncat? Nu mă întreabă nimeni, câtăța cei care erau, care i-am învățat eu, s-au dus fiecare prin țări străini. Ziua, mă așteptați! Tare mult mi ajută, deși eu nu văd, nu pot să fac nică, ia ca stâlp. O venit, mi-a luat în sac toate bulendrele, șervetele și le-a dus și ni le-a adus curat și ni le-a pus la loc. Tare mulțumită! Pensiile sunt foarte mici. Și eu socot că pentru dumnealor această spălătorie e un plus în familie. Pentru dânși este un venit adaus în familie, că ei fac economii și la detergent, și la lumină, și apă, nu toți au mașinile de spălat și le îmbunătățim situația în familie. Acest ajutor e foarte mare pentru bătrânii noștri, că nu au apă, nu avem canalizație în sat ca să fie. E greu pentru dânși să aducă apă, să ducă apă afară, să suspiele, să fac. Noi, eu de multe ori le-am luat acasă și am spălat la bătrâni. Dar acum le luăm, le aducem, le luăm calcate, spalate și numai le ducem și le așezăm. Foarte mult ne-a ușurat lucru și nouă și la bătrâni. Sunt foarte mulțumit, chiar câteodată chiar mă sună, cum dacă au un număr de telefon și Lilia, ești la lucru, că nu-i trebuie ceva să-i încoș. Zic, da, ești la lucru. O doamnă avem noi, una, Jenia, un beneficiar. Și zic, da, vă așteptăm cu drag. Bine, eu acuș vin. Și când vine, apie niciodată nu vine cu mâna goală. O bunică ca și mititică, dar sunt de ei. Și eu îți spun că nu vreau de ei, zici că dacă nu vreau, eu al dat n-ați vin la tine. Suntem primiți foarte amabil, foarte fiecare lucru pe care îl dăm îi sub răspundere. Le luăm aranjate, frumos spălate, parfumate, călcate. Suntem foarte mulțumiți de orice și detergenții, costă, apă, dacă mai scoatem din fântână la vârsta noastră, cam e greu de a face așa lucruri.